Destinațiile preferate de vacanță ale românilor în 2022, potrivit căutărilor de cazare pe Google, au fost Bulgaria, Turcia și Grecia, iar ca orașe, Varna și Hurghada. Ca mijloc de transport, cel mai utilizat este mașina, urmată de avion și tren. Am adunat în materialul următor o serie de tipsuri importante de știut pentru oricine urmează să plece într-o călătorie. Vă spun și un secret, am descoperit chiar și cum putem să zburăm cu un bagaj mai generos decât ne este permis. Dacă nu ți-ai cumpărat încă biletele de avion, mai multe studii spun că ar fi bine să le achiziționezi cu cel puțin 30 de zile și cel mult 3 luni înainte pentru a beneficia de un preț mai mic. Evită zilele de luni, vineri sau duminică, fiindcă acestea sunt considerate aglomerate și prețurile vor fi pe măsură. Dacă optezi doar pentru bagaj de mână, ține cont că dimensiunile acestuia sunt limitate. Atenție, acestea sunt imagini cu puternic impact umoristic și nu vă recomandăm să încercați acest tips. În schimb, următorul promitem că este chiar practic. Stabilirea și împachetarea ținutelor este un truc care te ajută nu doar să obții mai mult spațiu în bagaj, dar te va face să nu cari haine în plus. Pentru încălțăminte, folosește folie de aluminiu, iar interiorul poate fi un spațiu bun de depozitare pentru cosmetice, accesorii și chiar lenjerie intimă. Dacă ești una dintre persoanele pentru care niciodată bagajul nu este suficient de mare sau poate vrei să călătorești doar cu un rucsac, tipsurile următoare sunt cu siguranță pentru tine. Fie golești jucăria copilului sau chiar perna pentru gât și o umpli cu piesele care ți-au rămas. Un tip și mai îndrăzneț presupune folosirea unui sutien mai mare care poate găzdui articolele care nu ți-au mai încăput în bagaj. Drumul până la destinația finală poate fi interesant și amuzant sau plictisitor și obositor. Avem două tipsuri care te vor face să gândești numai de bine despre el. Primul este pentru adulți. Dacă vrei ca drumul să pară mai scurt, știi deja că poți viziona un film, însă ce nu știi este că poziționarea telefonului este mai simplă ca oricând dacă te folosești de punga de hârtie pe care ți-o pune la dispoziție orice companie aeriană și de husa telefonului. Pentru cei mici, achiziționează câteva stickere colorate care, lipite pe geam, îi vor ține ocupați pe tot parcursul drumului.